Bine te-am regăsit! Astăzi vom vorbi despre gameți, fecundație și rolul acestora în transmiterea informației genetice în descendență. Pentru a putea pătrunde în tainele geneticii, îți propun să analizăm împreună o parte dintre termenii utilizați care vor deschide poarta spre cunoașterea acestei ramuri a biologiei. Gameții sau celulele reproducătoare, care au număr redus la jumătate de cromozomi, se numesc ovule în cazul sexului feminin, sau spermatozoizi în cazul sexului masculin. Aceste celule sunt formate în organele reproducătoare feminine, numite ovare, respectiv organele reproducătoare masculine, numite testicule. Celulele diploide din organele reproducătoare se divid prin meioză, un tip de diviziune celulară, în urma căreia numărul de cromozomi este redus la jumătate. Pentru fixarea informațiilor, îți propun următoarea situație problemă. Argumentează, utilizând adecvat terminologia specifică biologiei, de ce este necesară reducerea numărului de cromozomi în cazul gameților. Îți reamintesc, fecundația reprezintă o fuziune între gameții de sex opus, ovul și spermatozoid, având ca rezultat celula ou sau zigotul, din care rezultă noul organism prin mitoze succesive. În schema următoare, este vorba despre unirea a doi gameți de sex opus, care, în urma fecundației, formează celula ou sau zigotul, care este o celulă somatică ce va intra în mitoze succesive, rezultând celule identice cu aceasta. Aceste celule se grupează în țesuturi, organe, formând în final organismul pluricelular. Acesta va avea organe reproducătoare, care vor începe să funcționeze la pubertate, formând gameții prin meioză. Fecundația și meioza sunt două procese opuse. Prin meioză are loc reducerea numărului de cromozomi, iar fecundația reface setul complet de cromozomi. Iată o temă de gândire menită să te ajute la fixarea informațiilor. Explică schema anterioară, aplicând numărul de cromozomi caracteristic speciei umane și argumentează alegerea, utilizând adecvat terminologia specifică biologiei. Tema de gândire poate fi rezolvată prin schema următoare. Verifică dacă explicațiile și argumentele tale corespund cu aceasta. În cazul omului, gametul feminin prezintă 22 de autozomi și un heterozom X, iar cel masculin 22 de autozomi și un heterozom X sau Y. Prin fuziunea unui gamet feminin cu unul masculin care prezintă heterozomul X, organismul care rezultă este fată. Prin fuziunea unui gamet feminin cu unul masculin care prezintă heterozomul Y, organismul rezultat este băiat. Concluziile desprinse din expunerea lecției
ar fi că informația genetică poate fi transmisă în descendență prin două posibilități. Prin intermediul fecundației a doi gameți de sex opus, fiecare dintre ei având setul redus la jumătate de cromozom, sau prin diviziunea celulei ou, care își va transmite setul complet de cromozomi al speciei celulelor fiice rezultate.